dacă mă întreb cu albatrosul punctual, nu mai repede cu fleur du mal, mai repede cu estetica urâtului. Eu scriu numai inspirată de ceea ce am trăit, de cadrele din viața mea, care sunt generate de asocieri. Pot să văd un lucru care automat se conectează așa cu un fir invizibil, cu un moment din viața mea. Doar ca să echilibrez puțin, să ponderez, pentru că mi se pare cele mai urâte vremuri din punctul meu, aride emoțional, completamente, adică corectitudinea adusă în extremis, mi se pare too much pentru mine. Trebuie să existe puțină diversitate. Spre poezia mea, oamenii critici, de fapt, au încadrat-o. Mulți au spus că are o tentă suprarealistă. Unii au văzut chiar o latură romantică, de care nu mă dezic, poate fi. Unii au spus chiar că este o poezie experimentală. Cert e că toți au avut un numitor comun, că este foarte, foarte vizuală, e și ușor distopică și se agață niște... E hiperconfesivă, hiperrealistă confesivă. Dar, de fapt, e formată din niște colaje mentale și e acolo și un țipăt, e acolo și și o nesiguranță. E foarte multă nesiguranță în poezia mea, așa cum sunt. Mie nu mi-e rușine să spun că eu n-am siguranța mea și n-am avut-o niciodată și n-am încredere în mine. Și lucrez și merg și fac terapie de foarte mulți ani ca să-mi consolidez încrederea și pentru a mă vedea cât mai aproape de cine sunt, nici mai mult, nici mai puțin așa cum mă văd. Așa am fost mereu, m-am văzut cu 3-4 trepte mai jos de unde eram întotdeauna. Fac referire la ce a fost România sau ceea ce înseamnă România în sufletul meu, în adâncul sufletului meu. Și acolo mă refer la niște valori care pleacă de undeva din lumea satului și care se păstrează și astăzi. În anumite zone, eu sunt nu sunt din zona Maramureș, dar mi se pare că acolo totul este mai pur, puțin mai aproape de autentic și de pământ și de alte valori. Și am să spun ceva care o să pară amuzant, dar de multe ori mă relaxez ascultând această muzică folclorică, care în universul meu se combină foarte bine și cu punk-ul și cu Nick Cave. Adică nu pot să fiu într-o zonă. Oamenii nu mă cred sau dacă mă cred, li se pare că e un fetiș, dar ascult muzică pentru că îmi dă o stare, mă apropie. Societatea nu acceptă că există și oameni nefericiți pe pământul ăsta. Și fiind neîmpliniți, nu înțeleg de ce trebuie să transmitem că suntem împliniți, adică pentru cine jucăm rolul ăsta? Pe noi nu ne putem minți, iar pe ceilalți pentru ce? Mi se pare chiar dureros, pentru că, și am să spun o chestie, de multe ori mi se întâmplă în jurul meu să văd oameni excesiv de veseli și îmi dau seama că nu sunt veseli ca așa le natura, ci li s-a cultivat, trebuie să fim pozitivi și să zâmbim. Îmi creează așa o discrepanță din cine sunt, încât realizez cât de rău sunt eu. Și mă gândesc că și alții, am mai stat de vorbă cu oameni în tipologia mea și la fel resimt. E prea mare exagerarea, bucuria aia, când un om e așa. Într-adevăr, am crescut într-un mediu în care cărțile erau foarte importante, erau niște repere pentru noi. Și mai mult decât mama, nu pot să nu-l menționez pe bunicul, care a fost un om simplu, a fost un contabil, nu nimic deosebit. În mare parte om din port, născut în port, dar care ne-a format mai înainte de mama, biblioteca. Eu am o bibliotecă cu care mă mândresc, din nuc masiv, superbă, care e plină de cărți pentru că tataie, care era un mare iubit, un bon vivant și îmi face plăcere că m-ai întrebat despre acest bunic pe care l-am adorat și pe care îl cunosc din spusele oamenilor din oraș, eu nu l-am prins în viață. Era un bon vivant și atunci când lua banii, venea acasă cu flori, bomboane și cărți. Asta era o regulă a lui, care s-a păstrat de-a lungul timpului. A fost transmisă și mamei mele și mama la rândul ei mi-a transmis mie și noi. De asta spun, toată familia mea există această cochetărie a casei, cumva, prin
perspectiva, să zicem, a cărților, a parfumului, a unei bomboniere, e așa ceva care s-a cultivat și a rămas. Dar cărțile, că de asta spuneam, n-au fost cele potrivite vârstei mele. Normal, n-am fost un copil obedient și nu ascultam să citesc Ion când trebuia să citesc Ion și citeam Decameronul și nu înțelegeam mare lucru. În schimb, au produs o anxietate. Pentru că multe lucruri nu le-am înțeles, le-am interpretat cu mintea de atunci, am rămas cu niște frici îngrozitoare despre lucruri care nu sunt posibile, dar care în mintea mea sunt posibile, cu un dacă ipotetic pe care îl pun în orice și care îmi creează iarăși o anxietate foarte mare, cu mici lucruri de care mă tem și cu care nu vreau să iau contact, mici teme literare pe care nu le vreau în preajmă și nu le vreau în filme și nu le vreau nicăieri. Și îmi dau seama că aceste imprudențe m-au costat. Nu cred că mama mi-ar fi interzis dacă nu ar fi realizat că există niște mici riscuri la care mă supun. Dar așa suntem noi copiii mai impetuoși sau unii dintre noi și căutăm. Nu știu dacă scriu pentru oameni, cred că mai repede scriu pentru a mă exprima. Pentru că mi-e greu să comunic cu oamenii, sunt un om foarte introvert, un om care foarte selectiv și prefer tot timpul calitatea vis-a-vis de cantitate. De asta nici nu-mi doresc succesul. Succesul pentru mine arată să exist pentru câțiva oameni și să nu exist pentru mase. Mă deranjează dacă am like-uri multe, mi se pare că sunt foarte accesibilă. Mă deranjează dacă sunt vandabilă, pentru că mi se pare că toată lumea m-ar înțelege și eu n-aș vrea să cred despre mine asta. Și îmi place să fiu acolo, pe segmentul meu, pentru câțiva oameni. Aia care au afinități, care simt, care... Pe mine România nu a știut să mă integreze ca om solitar, ca om care n-a dat din coate. N-a știut să-mi confere un cadru și vorbesc în numele celor ca mine. Atunci ne-a fost greu și ne-am interiorizat și apoi a fost mult mai greu. Adică reproșurile au venit, de ce ești? Pentru că exteriorul m-a condus aici. Am încercat cât pot eu să fiu de deschisă, dar... Nu pot să urmez așa un spirit mimetic, gregar, ca să primesc succesul. Nu, mi se pare că sunt datoare să fiu cine sunt. Unii văd succesul în bani, unii îl contorizează în notorietate, unii în vizibilitate. Nu mă interesează, scriu pur și simplu ca o descărcare, ca o dorință de a fi înțeleasă în sfârșit așa cum sunt eu. Teama de emoții mă frapează. Faptul că oamenii se tem să simtă și practică yoga, mindfulness, orice care să-i aplatizeze. Pe mine mă sperie lucrul ăsta. Nu știu de ce ai vrea să renunți la ceva care de fapt ne dă sens vieții, ne mișcă, ne oferă un motor să facem lucruri. Să fim așa egali noi cu noi și tot timpul într-o stare de meditație și de pace interioară. Nu, mă îngrozește că omul pur și simplu, ca și cum ar, ceea ce bănuiesc că se va întâmpla la un moment dat, tinde așa spre o zonă postumană, spre o robotizare, spre o industrializare, dacă vrei, și afectivă. Se tem, dacă vorbesc, nu zice, m-am emoționat și nu vreau să mă emoționez. Mă întreabă cineva, recomandă-mi un film, hai, da, mi-a dat o stare și nu vreau. Nu înțeleg de ce e protecția asta. Eu vreau să simt și rău și bine. Vreau să simt, că altfel nu trăiesc așa, vegetez, ființez. Nu pot să merg așa ca un robot. Asta mă înspăimântă și ies tot mai rar și dacă o fac, ies cu aceiași oameni, în aceleași locuri și musafir primesc, cred că 5. Și al șaselea, dacă se invită, nu sunt niciodată acasă. Sunt dispărută, nu știu, pe termen nelimitat, tocmai pentru că simțind această discrepanță în comunicare, eu consider că nu mai are sens să spun nimic, intru într-o omuțenie, el se simte inconfortabil sau preia discuția și nu se mai termină niciodată și nu are sens să ne ocupăm timpul inutil. Asta mă sperie și mă mai sperie ostentația, stridența, estetica orașului, care mi se pare atroce, faptul că
totul este foarte colorat, foarte... Nu mai există patina aia a marilor orașe, a metropolelor, Praga, Berlin, chiar dacă sunt oameni ai progresului, păstrează un patrimoniu și acolo e un amestec, e o identitate a orașului, e o frumusețe a bygone eras pe care nu putem anula. Mă îngrozește botoxul, buzele, exagerările, asemănările, faptul că oamenii vor să semene, să aibă toți același nas, să aibă toți aceleași sprâncene. Mi se pare, pe mine mă sperie, n-aș vrea să semăn cu nimeni. Indiferent că am un canin semi-inclus palatal, care mă face să am disconfort și să se vadă, eu nu-mi scot acel dinte. Pentru că e al meu, face parte din unicitatea mea și cum nimeni nu știe cum e să trăiești Tatiana, nu mai e nimeni Tatiana. Și Tatiana, oricum ar fi, e unică.